A fost un joc așa cum ne așteptam, extrem de dificil, disputat. Exact cum spuneam, apreciem evoluția echipei gazdă, care de altfel meritat se luptă pentru o poziție cât mai sus, respectiv pentru campionat, dar în seara asta a fost biceră de rezultat. Și trebuie să ne asumăm și să vedem într-adevăr nu numai partea plină a paharului, pentru că n-am spus niciodată nimic, noi nu ne-am luat de adversar cum s-au luat ei de noi data trecută la meciul direct, dar în seara asta, vă spun, în minutul 27, Vlădoiu face faul clar la mijlocul terenului asupra lui Buș, după care apare golul și se pare că am avut și penalti la Belisar, la atacul lui Dielna. Dar nu contează, una peste alta era 1-1, nu s-a dat penalti, dar viciere clară, toată presa și toată lumea vorbește. Am văzut și noi fazele, îl împinge cu două mâini pe Buș, ce trebuia să-i facă? Lângă arbitru de tușă, lângă... A văzut și centralul. Am fost mai agresiv, ne-am dorit victoria. În repriza a doua am dominat partida, ne-am creat situații de a marca. Asta a fost. Am venit să jucăm, exact ce v-am spus, să ne bucurăm de fotbal și de play-off. Și bineînțeles să demonstrăm că suntem o echipă incomodă care se va lupta pentru fiecare punct pus în joc. A fost doar primul meci al dumneavoastră din play-off. Ce loc v-ar mulțumi la finalul campionatului? Noi nu avem obiectiv titlul. N-am spus că ne dorim. Am spus și mă repet că ne dorim ca din fiecare joc, prin jocul echipei și prin jocul băieților, să reușim să adunăm punct sau puncte la clasament. Unde ne vom situa? Ne dorim din tot sufletul să întâlnim pe locul 6, dar nu v-am spus altceva și nu vă spunem altceva. Vrem să facem un joc plăcut publicului, să ne bucurăm, încă o dată vă spun, de acest play-off și să demonstrăm că suntem o echipă incomodă și, bineînțeles, greu de înfrânt de celelalte adversare. Doar arbitrajul a făcut diferența, spun asta pentru că în contul Craiovei, dacă ne uităm, sunt multe ocazii. Dar nu vorbesc de ocazii, că noi nu jucăm pe ocazii. Jucăm pe o fază clară care... în urma căruia a fost un gol care s-a validat. Dar nu se valida acest gol, nu vorbim de ocazii. Și noi și ei au avut, nu contez că n-au avut în prima repriză ocazii. Sau, că nu jucăm, fotbalul nu se joacă pe ocazii. Din păcate, este o fază clară care, iată, aduce o viciere de rezultat. Era 1-1. Cum vi s-a părut atmosfera? Aici totdeauna e o atmosferă, atmosferă extraordinară. Publicul poartă spre victorie echipa. Este o echipă foarte bună, v-am spus. Nu avem treabă încă o dată cu adversarii, chiar dacă ni se mai aduc acuze că suntem noi, poate prost crescut sau, știu, clowni. N-am jignit pe nimeni, nu jignim pe nimeni, dar cred că ar trebui să ne vedem fiecare de treaba noastră și de echipa noastră, exact cum spunea colegul nostru, nu? Pentru că, până la urmă, suntem și noi. Și am muncit antrenori și am muncit pentru ceea ce am făcut în viață și nu cred că e normal ca cineva să ne atace injust. S-a simțit și în jocul echipei faptul că nu a putut să stea pe banca tehnică de George Iordanescu? Bineînțeles că astea sunt lucrurile cele mai problematice în sânul unei echipe, ca antrenorul să nu fie aproape de ei și să poate să le transmite ce are de transmis pe parcursul jocului. Partitura tactică care a fost pregătită și-au însușit-o, au jucat pe parcursul jocului, așa cum era de așteptat după ce s-a primit golul al doilea, am schimbat, dar normal că cu Edi Iordănescu astăzi pe bancă era cu totul altceva. Apropo de cartonașele galbene primite de cei din staff, și în meciul ăsta au fost foarte multe? Nu știu foarte multe. Eu știu că un singur cartonaș galben a luat stafful nostru și un singur cartonaș galben a luat stafful lor. În general. Și dacă vă uitați pe imagini, antrenorul gazdelor a făcut, eu știu, glume sau ce a făcut cu arbitrul de rezervă, făcând body check-uri, adică nu știu. Uitați-vă, că vedeți, aveți posibilitatea să vedeți. Nu știu, nu cunosc. Noi, vă spun în sumate, e un cartonaș galben pentru noi, l-a luat Alexandru Radu și la ei. A luat antrenorul. Alte cartonașe nu știu să se fi luat. În timpul jocului am luat noi mai multe cartonașe ca ei, cu toate că au fost situații în care normal că fiecare și-a dorit să câștige balonul, s-au luptat, au fost agresivi pe balon,
cel care a încercat să intre în posesia lui? Deci asta înseamnă combativitate, asta înseamnă dăruire pentru a reuși să aduci puncte în dreptul echipei tale? Nimic altceva. Normal că apar și cartonașele galbene dacă sunt puțin peste limita regulamentară. Vă mulțumesc, vă doresc o seară bună. De la egal la egal cu Universitatea Craiova. Da, pot spune că de la egal la egal, însă am simțit eu că doar ultimele 30 de minute, primele 60, am încercat să stăm cât mai mult jos, să închidem pasele. Ne-a reușit însă pe două greșeli, cred, ale noastre, am luat gol și atât a fost. 2-1 am pierdut, mergem înainte. Înfrângere în această seară a treia în acest sezon contra Universității. Nu vă priez deloc acest lucru. Nu ne priesc. Oltenii probabil nu ne priesc. Au un alt sânge față de ardeleni, să zicem. Sunt mai iuți. Nu, glumesc. Ce să zic, ei acasă sunt foarte buni, asta se știe. Noi la fel suntem foarte buni, cu ei am pierdut doar acasă. Îi așteptăm acasă, îi vom trata la fel cum ne-au tratat și ei. Și fotbalul merge mai departe. Adică fără pâine, fără sare? Fără pâine, fără sare, sper să se facă prazul, că îl vom mânca împreună, nu e nicio problemă. Are Universitatea Craiova față de campioni? Nu pot să spun asta. Bineînțeles, sunt acolo sus, sunt pe 2, pe locul 1. Bravo lor, îi felicit. Cel mai bun să câștige. Cine vezi în lupta pentru titlul în sezonul acesta? Pentru mine, CFR este prima favorită la titlu. Deoarece ați văzut și cu Sevilla, a dominat Sevilla, cu puțină șansă puteau să se și califice, suntem mândri de asta, le doresc baftă și așa cum am spus, cu riscul de a mă repeta, cel mai bun să câștige. Dan Petrescu se termină de Botoșan, spune că are lot, are bani, are arbitraj, are de toate. Asta întrebați-l pe dânsul, știe mai multe, are o experiență enormă în spate, așa că el știe mult mai bine lucrurile acestea. Arbitrați lupta asta? Voi? Nu știu. Noi... Cu CFR-ul, nu? Da, sigur. Noi vom trata fiecare meci în parte, ne vom pregăti, ne vom antrena. Iar pentru noi este o mare bucurie că suntem aici. Sunt sigur că vom avea un cuvânt de spus și vom juca meciurile la victorie. Păstrați pe Ilie Ordănescu și sezonul viitor? Nu știu, întrebați-l pe dânsul. Noi ne dorim să rămână aici, să fie manager ca Sir Alex Ferguson, însă asta depinde doar de dânsul. Mulțumim! Și eu.